special, așa-i? Da. Ce zi este? Este 8 martie, este ziua Domnului. Este 8 martie și ce se întâmplă pe 8 martie? Hai să vedem, soția mea a făcut de dimineață un sondaj la biserică și le-a întrebat pe surori câtor dintre dumneavoastră v-au spus soții la mulți ani sau ceva de genul. Și nu vreau să vă spun rezultatele sondajului. Dar vreau să vă spun însă din toată inima și cu toată puterea Dumnezeu să vă binecuvânteze, dragi surori. Dumnezeu în cartea Geneza spune Scriptura că l-a făcut pe om. Și l-a făcut cum? Parte bărbătească și parte femeiască. Și Dumnezeu ne-a făcut și ne-a pus împreună să lucrăm pentru împărăția și gloria Lui. Și surorile sunt, dintr-un anumit punct de vedere, niște eroine. Și aș vrea să citim în dimineață, în seara aceasta, ce înseamnă să fii eroină sau cum privește Dumnezeu sau din perspectiva Scripturii, ce înseamnă o eroină. Haideți să ne ridicăm cu toții și deschidem Sfânta Scriptură la cartea 1 Samuel. Citim de la capitolul 1, primele 19 versete. 1 Samuel, capitolul 1, primele 19 versete. Acolo este descrierea unei eroine, nu așa cum o prezintă Hollywood-ul, așa cum o prezintă alte medii, ci așa cum o vedem, cum o prezintă Scriptura. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Era un om din Ramataim, Tsofim, din muntele lui Efraim, numit Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Tzuf, efratit. El avea două neveste. Una se chema Ana, iar cealaltă Penina. Penina avea copii, dar Ana n-avea. Omul acesta se suia în fiecare an din cetatea sa la Silo ca să se închine înaintea Domnului oștirilor și să-i aducă jertfe. Acolo se aflau cei doi fii ai lui, Eli, Hofni și Fineas, preoți ai Domnului. În ziua când își aducea Elcana jertfa, dădea părți nevestei sale pe Nina, tuturor fiilor și tuturor fiicelor pe care le avea de la ea. Dar Anei îi dădea o parte îndoită, căci iubea pe Ana. Dar Domnul o făcuse stearpă, potrivnica ei o înțepa deseori, ca să o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă. Și în toți anii era așa, ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. Elcana, bărbatul ei, îi zicea, Ana, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți este întristată inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Ana s-a sculat după ce au mâncat și au băut ei la Shiloh. Preotul Eli ședea pe un scaun lângă unul dintre ușorii templului Domnului. Și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea a făcut o juruință și a zis, Doamne, Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta, și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. Fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei. Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca, dar nu îi se auzea glasul. Eli credea că este beată și i-a zis, până când vei fi beată, du-te de te trezește. Ana a răspuns, nu, Domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băutura amețitoare, ci învărsam sufletul înaintea Domnului. Să nu iei pe roaba ta drept o femeie stricată, că numai prea multa mea durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. El i-a luat din nou cuvântul și a zis, du-te în pace și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care ai făcut-o. El i-a zis, să capete roaba ta trecere înaintea ta. Și femeia a plecat, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. S-a sculat dis de dimineață și după ce s-au închinat până la pământ înaintea Domnului, s-au întors și au venit acasă la Rama. Amin. Amin. Părintele nostru Ceresc, tu cel care ai lăsat prin Duhul tău cel Sfânt textul acesta pe pagine Scripturii să ajungă până la noi, la tine venim să cerem înțelepciunea să-L înțelegem. La tine cerem tâlcuire, Doamne, și nădăjduim prin Duhul Tău cel Sfânt
că ne voi vorbi în seara aceasta, fiecăruia după nevoie. Și îți mulțumesc, te laud și te binecuvintez pe tine, Tată, Fiul și Duh Sfânt. Amin. Amin. Vă invit să ocupăm locurile. Ați avut vreodată contact sau tangențe cu persoane a căror singură bucurie în viață este să vă calce pe nervi? La întrebarea asta niciodată n-am primit răspuns negativ. N-am găsit unul care să zică nu. În Sfânta Scriptură ne spune că lucrurile stăteau așa și în familia lui Elcana. Omul acesta avea două soții. La vremea respectivă, poligamia era o cutumă obișnuită, un lucru obișnuit în Orientul Mijlociu. Și omul acesta avea, spune Scriptura, două soții, fiecare cu un nume diferit. Ana o chema pe una, pe cealaltă o chema Penina. Una dintre ele, diferența dintre ele era următoarea. Pe lângă nume, pe lângă personalitate, mai era o diferență pe care Sfânta Scriptură o aduce în față, o scoate în evidență. Care era acea diferență? Una avea copii și cealaltă nu avea copii. Una dintre ele dăduse viață unor copii, iar cealaltă, spune Scriptura, că era steartă. Și de două ori, Sfânta Scriptură spune același lucru. Știți ce spune versetul 5 și versetul 6, la sfârșit? Domnul o făcuse stearpă, să nu nască. Și pe una, și pe alta. Pe amândouă, Domnul le-a dat, în ambele situații, autorul cărții Samuel spune clar că Domnul este cel care a făcut lucrul acesta. Problema era că una dintre ele, Penina, nu știa lucrul ăsta. Și toată ziua îi aducea aminte Anei de neputința ei. Și vizita anuală la templu, la locul de închinare, e propriu spus templu, la locul de închinare era un chin pentru Ana, era deprimant pentru ea. Să meargă la templu, iar soția cealaltă să îi aducă aminte iar și iar și să nu o lase să uite lucrul acesta. Și probabil că pe drum se întâmpla asta. Ne spune Scriptura că în timp ce erau la masă, versetul 6, 7, 8, spune că și când erau la masă, femeia aceasta continua să-i aducă aminte de neputința ei. Nu o lăsa să uite. Și Ana, în loc să stea la masă, avea iar și iar înaintea ochilor și urechea și mintea ei, neputința era adusă la cunoștință. Și femeia aceasta caută să fie un spin, un cui în coasta ei. Ana și Penina. Dar eroina din textul nostru este Ana. Și o să vă spun de ce. În primul rând, spune Scriptura că Ana a primit har de la Dumnezeu, răbdare să îndure tot. Ana primește îndurare și primește, are răbdare să îndure. De fapt, numele Ana asta înseamnă îndurare, har de la Dumnezeu. Asta este semnificația. Har, îndurare. Penina are o familie lexicală mult mai dubioasă. Penina este rudă cu cuvinte de genul stres, angoasă, dușman, ostil. Deci chiar și numele îi spune că femeia aceasta avea o menire pe pământul ăsta. Și menirea ei era să îi facă viața amară Ana. Și probabil că fiecare dintre noi, la un moment dat, ne-am confruntat cu situații de genul acesta. Ne-am confruntat cu femei care, sau nu neapărat cu femei, n-aș vrea să reduc așa de mult paleta, ci fiecare dintre noi ne confruntăm cu persoane a căror menire și a căror singur scop în viață este să ne arate neputințele noastre sau să ne provoace. Și ai vecini care te provoacă, ai prieteni de școală, ai colegi la serviciu. Și oamenii aceștia, singura lor bucurie și singura lor plăcere este să te calce pe nervi zi de zi. Imaginează să trăiești lângă o astfel de persoană constant. Imaginează să stai lângă cineva care, a cărui singură bucurie și singură plăcere este să-ți facă viața un chin. Așa că nu-i ușor? Nu-i ușor. Mai ales când vorbim din experiență. Și femeia aceasta, Penina, asta făcea. Dar eroina noastră primește har de la Dumnezeu să îndure totul. Și ani de zile
Ani de zile, ne spune Scriptura, în toți anii, versetul 7, nu era o situație care era punctuală, dura câteva zile sau dura doar pe perioada călătoriei spre locul de închinare, spre Shiloh. Ci lucrul acesta dura constant. În fiecare an, în toți anii, spune autorul, era așa. De fiecare dată când ajungeau acolo, Penina îi aducea aminte anii și nu o lăsa să uite. Și o călca pe nervi. De ce era o problemă lucrul acesta? Pentru că și în cultura evrească, și în culturile orientale, faptul de a nu avea copii era considerat o pedeapsă de la Dumnezeu. Și dacă o persoană, o femeie, o persoană de sex feminin nu avea copii, era considerată pedeapsă de la Dumnezeu. Și era arătată cu degetul și se spunea, vezi, de-aia nu poți să ai copii. Pentru că te-a pedepsit Dumnezeu. Și înseamnă că ai făcut ceva în trecutul tău, înseamnă că l-ai supărat cu ceva pe Dumnezeu de te-a pedepsit atât de aspru. Asta era cultura vremii. Și Ana avea grijă, Penina avea grijă să-i aducă aminte Anei lucrul acesta. O persoană extrem de abrazivă, o persoană extrem de nesuferită, ca să spunem așa mai pe românește. Și cu toții ne întâlnim în viața de zi cu zi cu astfel de persoane. Ne-i greu să lucrăm cu ei, ne-i greu să stăm alături de ei. Dar cu toate astea, Dumnezeu ne învață o lecție. Și anume ne învață lecția îndurerii. Ne învață să răbdăm. Ne învață să acceptăm lucrurile așa cum sunt. Și să acceptăm faptul că persoanele de genul acesta sunt puse de Dumnezeu acolo ca să ne șlefuiască. Și la Ana lucrează îndurare. La Ana lucrează răbdare. La Ana, Dumnezeu dăltuiește în ea caracter și o ajută să treacă peste neputințele și peste șicanările pe care le face colega ei. Apoi, o eroină are credință să ceară. Credință să vină înaintea lui Dumnezeu și să ceară. Îmi place așa de mult versetul 11. Iată care este rugăciunea Anei. Care este rugăciunea Anei? Doamne Dumnezeul oștirilor, apropo, e prima dată în Scriptură când apare, până la 1 Samuel, e prima dată în Scriptură când apare denumirea asta lui Dumnezeu, Dumnezeul oștirilor. Zice așa, Doamne Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita de roaba ta, și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții mele. Da? Prima dată apare în Biblie Dumnezeul oștirilor. Ana face o rugăciune în care apare un nume nou al lui Dumnezeu. Până atunci nu era cunoscut. Spune Dumnezeul oștirilor. Vine înaintea ta și îți cer ceva. Vine înaintea ta și vin cu o rugăciune specifică. Nu vin cu o rugăciune generală. Nu vin cu o rugăciune de genul, Doamne, dacă vrei, știi, s-ar putea cumva să faci să am și eu un copil. Zice, nu, Doamne. Dacă tu vei binecuvânta pe roaba ta cu un copil de parte bărbătească, eu îl voi închina ție. Și bine, Dumnezeu îi răspunde Anei la această rugăciune. Și Ana are parte de răspunsul lui Dumnezeu. Credința, să știți, spuneam și de dimineață la noi la biserică, nu este ceva ce trebuie, ca să spun așa, antrenat la fel cum te antrenezi când te duci la sală, da? Te duci, dacă vrei să începi să ridici greutăți, nu încep cu 100 de kilograme sau cât o fi limita, nu știu, că nu am obiceiul ăsta din păcate. Dar te duci și începi cu greutăți mai mici, așa, nu? Ca oriunde, altundeva. Și începi cu greutățile astea mici și începi să te antrenezi și să te antrenezi. Credința nu cred că trebuie privit așa. Credința nu cred că este o stare în care vii încet, încet și te apropii așa încet, tiptil, tiptil de Dumnezeu. Sunt oameni care fac și asta, nu contest. Credința este să mergi înaintea lui Dumnezeu și să-i spui neputințele tale. Și să fii cu inima deschisă înaintea Lui. Acum, sincer vorbind, chiar credeți că am putea să ascundem ceva de Dumnezeu? Chiar credeți că am putea avea în inima noastră niște tainițe unde Dumnezeu nu are acces? Credeți că este posibil așa ceva? Păi zâmbim. Așa este adevărul. Asta este adevărul. Că nu avem astfel de locuri. Dumnezeu cunoaște tainele inimii noastre. De aceea, Ana merge cu inima deschisă. Și este un exemplu pentru noi și pentru mine personal. Merge cu inima deschisă și zice, Doamne, asta sunt. Și vreau să-ți cer un lucru.
Dar nu vreau să-ți cer niște generalități, ci vreau să-ți cer lucruri punctuale. Și Ana, ca o eroină, vine și spune lui Dumnezeu, Doamne, știu ce vreau să cer. Vreau să cer un copil de parte bărbătească. Ce zice, ți-i răspunde Dumnezeu la rugăciune? Îi răspunde. Cum îi răspunde? Îi răspunde într-un mod extraordinar. Dacă vreți să deschideți împreună cu mine la cartea 1 Samuel, capitolul 2. Dați doar o pagină un pic mai încolo și să vedeți cum îi răspunde Dumnezeu Anei. 1 Samuel, capitolul 2, versetul 21. Iată ce spune. Când a cercetat Domnul pe Ana, ea a rămas însărcinată și a născut 3 fii și 2 fiice. Ce i-a cerut ea cu un capitol înainte? Un copil de parte bărbătească. Și Domnul îi dă 5. Îi dă 5. De 5 ori mai mult decât a cerut. Pentru că ăsta este Dumnezeu. Pentru că ăsta este Dumnezeul căruia se închină Ana. Ăsta este Dumnezeul căruia vă chem să vă închinați și voi, să ne închinăm cu toți. Acesta este Dumnezeul despre care cântăm. Acesta este Dumnezeul despre care vreau să mai vorbesc în minutele care urmează. Un Dumnezeu care cere totul și oferă totul. Ioan 3 cu 16, știți versetul acesta cu toții, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe cineva, ca să unul dintre îngerii lui, ca orice credeam să nu pierdă, nu? Așa scrie? Nu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul. Nici măcar pe Fiul Său, ci pe singurul Său Fiu. Pe unicul Său Fiu. Ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Acesta este Dumnezeul în fața căruia te chem să te închini. Un Dumnezeu care n-are jumătăți de măsură. Un Dumnezeu care dă tot, cere totul și dă totul. Și Ana are credința aceasta. Ana primește de la Dumnezeu ceea ce cere, ba mai mult, primește cu mult mai mult decât cere. Apoi, Dumnezeu îi dă Anei un cântec și un motiv de laudă. Și evident, motivul este Samuel. Îi cere Ana un copil lui Dumnezeu și Dumnezeu îi răspunde de 5 ori mai mult decât a cerut. Dar atunci când Dumnezeu îi răspunde, Ana știe să-i aducă gloria lui Dumnezeu. Iată ce s-a întâmplat după ce s-a născut Samuel, în capitolul 2. După ce se naște Samuel, Ana spune așa, mi se bucură inima în Domnul. Puterea mea a fost înălțată de Domnul. Mi-a deschis larg gura împotriva vrăjmașilor mei, căci mă bucur de ajutorul meu. Nimeni nu este sfânt ca Domnul. Nu este alt Dumnezeu decât tine. Nu este stâncă așa ca Dumnezeul nostru. Ana știe să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru ceea ce a primit. Te-ai rugat vreodată pentru ceva și ai primit? Ai strigat vreodată către Dumnezeu și Dumnezeu ți-a răspuns? Ce ai făcut după aceea? Ce ai făcut? Nu cumva avem tendința de a uita? Nu cumva avem tendința de a pune lucrurile undeva în spate și a merge mai departe? Aceasta este tendința normală. Dar Ana își aduce aminte că ea s-a rugat pentru lucrul acela. Ea s-a rugat pentru un copil și după nașterea copilului își deschide glasul și cântă lui Dumnezeu. Strigă către Dumnezeu de bucurie, laudă pe Dumnezeu de bucurie. Apoi, mai face un lucru. Și de asta cred că este o eroină. Ana este recunoscătoare lui Dumnezeu pentru darul pe care l-a primit. Vă mai aduceți aminte de rugăciunea din versetul 11? Hai să ne uităm din nou la ea. Și ce zice acolo? Doamne, dacă îmi vei da un copil de parte bărbătească, ce se va întâmpla cu el? Ți-l voi închina ție toată viața. Sunteți mame unele dintre dumneavoastră. Aveți copii. Așa e că vă bucurați să vă îmbrățișați copii. Vă bucurați să vă vedeți copiii crescând lângă voi. Vă bucurați să vă educați copiii. Ana a făcut mult mai mult decât atât. Și a luat copilul și l-a dat lui Dumnezeu. A zis, Doamne, Tu mi l-ai dat, la Tine l-aduc. După ce copilul acesta crește, Ana spune în Scriptura că l-a dus la templu și îl vedea o dată pe an. Dacă nu sună acasă câteva zile, mă sună pe mine mama și zice, ai pățit ceva? S-a întâmplat ceva? Femeia aceasta își vedea copilul odată pe an. N-a stat lângă el. De-aia a fost credincioasă și a zis, Doamne, ți-am făcut o promisiune.
Doamne, eu ți-am spus ceva și nu vreau să mă răzgândesc. Nu vreau să ne iau vorba înapoi. Dragostea pentru Dumnezeu depășește orice imaginație și orice închipuire și sunt perfect conștient de ceea ce spun acum. Dragostea ei pentru Dumnezeu nu are limite. Și aș vrea să învățăm un principiu pe care îl găsim și în Noul Testament. Anume, că pierdem tot ceea ce încercăm să păstrăm. Și păstrăm tot ceea ce îi dăm lui Dumnezeu, de fapt. Tot ceea ce încercăm noi să ținem așa în mâini, în pumn, se duce, se scurge printre degete, ca nisipul dintr-o clepsidă. Dar tot ceea ce punem în mâna lui Dumnezeu, aceea rămâne pentru veșnicie. Și acolo este cel mai sigur. De unde știu lucrul acesta? Uitați-vă, dacă vreți, și în Vechiul Testament, la exemplul pe care îl avem cu Avram și Isaac. Țineți minte, nu? Iarăși. Un singur copil, Dumnezeu promite lui Avram că îi va da un copil. După ce copilul crește pe la 12-13 ani, Dumnezeu îi spune lui Avram, ia pe fiul tău și adu-l ca jertfă. Și se luptă Avram, probabil că a fost un chin în inima lui și presupun că și în inima Anei a fost aceeași lucru. Dar ei zic, oamenii aceștia zic, Domnul știe mai bine. Și încredințează, și Avram îl încredințează pe Isaac lui Dumnezeu și îl primește înapoi. Cartea Evrei, capitolul 11, spune că Avram l-a primit pe Isaac înapoi ca înviat din morți. Ana îl primește pe Samuel înapoi și îl vede pe Samuel pus în slujba lui Dumnezeu. Și mare bucurie, mare onoare pentru femeia aceasta. Pentru că a știut să-și țină promisiunea, a știut să fie recunoscătoare lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos mai ne spune același principiu în Marcu 8:35. Oricine va căuta să-și scape viața, o va pierde. Și oricine își va pierde viața pentru numele meu, o va câștiga. Acesta este principiul despre care vă vorbeam. Cu cât ținem mai mult de un lucru să fie al nostru și numai al nostru și să fim stăpân pe el, cu atât mai mult suntem predispuși să-l pierdem. Atunci când îl pui în mâna lui Dumnezeu, lucrul acela este sigur. Și garanția este sigură. Dragii mei, primind variate binecuvântări de la Dumnezeu și sunt conștient și convins că Dumnezeu ne binecuvântează, ne rugăm adesea pentru pâinea cea de toate zilele, dar niciunul dintre noi nu cred că mâncăm doar pâine. Niciunul dintre noi nu cred că avem doar un rând de haine. Niciunul dintre noi nu cred că avem un singur rând de pantofi. Și adesea se întâmplă să punem darul mai presus de dătător. Și să prețuim mai mult lucrurile acestea pământești decât pe dătătorul nostru. Ana este o eroină și pentru că a știut să-L pună pe Dumnezeu și să fie recunoscătoare lui Dumnezeu și să se țină de cuvânt. Poate că vă întrebați și citim în Vechiul Testament și m-au întrebat și pe mine și alți frați sau surori. Și au zis, frate, ce bine că trăim în vremurile astea, noi nu mai avem idoli. Noi ne mai închinăm ca cei din vechime la idoli, la Astarte, la zei. Dacă vă duceți prin muzee, vedeți acolo statui și oamenii le aduceau daruri. Mai sunt, e adevărat, undeva prin Asia, Orientul îndepărtat, oameni care încă se mai închină la zei. Dar în mare, oamenii nu se mai închină la zeități. Și spunea, ce bine că nu mai trăim vremurile acelea. Ce bine că noi nu mai avem idoli. Și am zis, oare? Oare nu mai avem idoli? Oare nu mai avem noi zei cărora să ne închinăm? Ați auzit de zeul entertainmentului? Zeul divertismentului? Zeul mâncatului sănătos? Sunt oameni obsedați să mănânce sănătos. Zeul fitnessului? Zeul relaxării? Și alți zei de tot fel. Și astăzi oamenii sunt politeiști. Și astăzi oamenii îl pun pe Dumnezeu pe locul 2. Pentru că asta înseamnă idolatrie. Idolatrie nu înseamnă să te duci și să te pui cu fața la pământ, în fața unei statui. Idolatrie înseamnă să pui orice altceva, orice altceva înaintea lui Dumnezeu. Ana este o eroină pentru că n-a făcut lucrul acesta. Era copilul ei,
era promisiunea pe care Dumnezeu i-a făcut-o, era darul pe care Dumnezeu i l-a făcut, dar ea a știut să-și aducă aminte ce s-a rugat în versetul 11. Doamne, dacă îmi vei da un copil de parte bărbătească, ți-l voi închina ție. Foarte interesant. De ce ai cere de la Dumnezeu un dar pe care El să ți-l dea și tu să-l dai înapoi? Ca să-ți arăți credincioșia. Și știți cum vă puteți arăta credincioșia față de Dumnezeu? Știți cum puteți fi eroi și eroine ale credinței? Poate că nu veți avea ocazia să luptați și să... Nu-mi doresc asta, să fiți martirizați vreodată pe undeva. Și atunci veți spune că, dar înseamnă că eu nu pot face nimic pentru Dumnezeu, nu pot fi un erou al credinței. Ba da, poți fi erou al credinței. Poți fi erou al credinței atunci când ai răbdare să înduri pe Nina din viața ta. Atunci când ai credință să ceri, să știi să ceri, atunci când ai, ai motive de mulțumire și atunci când știi să recunoști cine este Dumnezeu. De fiecare dată când faci lucrurile acestea, sau lucrurile acestea, ești un erou sau o eroină, după caz. Dar nu uita, Dumnezeu, înainte de toate. Amin.